Urmează să efectuăm o electrorezecție cu ansa diatermică prescurtată RAD. Este o intervenție de mică chirurgie foarte frecventă în practica ginecologică. Practic, aici am făcut în urmă cu o lună biopsie cervicală țintită, în urma unor anomalii de Papa Nicolau și respectiv colposcopie, iar rezultatul anatomic a fost de leziune cervicală majoră, mai precis 5-2. Este o intervenție, cum spuneam, de mică chirurgie. Folosim un bisturiu electric special, un electrod special, care se cheamă ansă diatermică, care este foarte fină, cât firul de păr. Practic, utilizând această ansă, vom exciza complet leziunea, pe care ne vom marca prin aplicare de Lugol. După excizia completă a leziunii, urmează hemostaza, adică oprirea sângerării, care se face cu un electrod special, care se numește bilă. Așa cum spuneam, este o arie lezională destul de largă. Vom începe excizia propriu-zisă, ne-am delimitat zona cu Lugol. Verificăm din nou prin aplicare de Lugol dacă am îndepărtat toată leziunea de pe col până în țesut sănătos. Da? Toată leziunea este îndepărtată. Și trecem în a doua etapă la hemostază. Practic, intervenția chirurgicală cu totul durează 5, maxim 10 minute. Este o intervenție care se realizează sub o scurtă anestezie generală, pentru că este o intervenție totuși dureroasă. Pentru confortul pacientei este necesară această scurtă anestezie generală. Pacienta va fi monitorizată postoperator pentru o perioadă relativ scurtă, după care este externată și se reîntoarce la activitatea de zi cu zi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Practic, fragmentele rezultate în urma electrorezecției reprezintă o probă de biopsie pe care o trimitem către anatomie patologică. Chiar dacă prin biopsie fragmentară noi am pus diagnosticul de displazie moderată, 5-2, ne dorim o reevaluare de data aceasta a întregii leziuni. De fapt, acesta este și unul dintre avantajele electrorezecției cu ansa diatermică, faptul că putem analiza în totalitate leziunea și nu doar anumite fragmente pe care noi le considerăm reprezentative. Atunci când leziunea este foarte largă, foarte întinsă, așa cum se întâmplă și aici, nu putem exciza leziunea dintr-un singur fragment. E nevoie să trimitem mai multe fragmente, în cazul de față, 3 fragmente. Așteptăm rezultatul definitiv de la biopsie și vom corela cu biopsia fragmentară efectuată anterior.